Specialiștii dezvăluie care este cea mai valoroasă monedă din România. Cine are așa ceva se poate alege cu o mică avere. Moneda a fost emisă în numai mult de 200 de exemplare. Este vorba de polul lui Carol I cu o valoare nominală de 20 de lei. Această monedă a fost emisă în 1868. Purta efigia domnitorului român, avea 6,45 de grame, din care 90% aur și 10% cupru. Aceasta făcea parte din planul domnitorului de sfidare a Imperiului Otoman. Din păcate, nu a fost pusă niciodată în circulație, ci a ajuns în topitoriile turcești. Au supraviețuit puține exemplare și de aici și valoarea uriașă. Moneda are valoare istorică, deoarece prefigura independența României, câștigată formal în 1877. În catalogul de monedă românească semnat de Bogdan Stabuliu, piesa de 20 de lei din 1868 are o cotă de 250.000 de euro. Experții BNR vin însă cu o altă estimare, 100.000 de euro. Totuși, nici această valoare nu a fost atinsă vreodată, maximul fiind de 32.500 de dolari în 2010. Primul leu românesc de argint a fost emis în 1870, în timpul lui Carol I, în 400 de exemplare. Tot în 1870 s-a emis 20 de lei din aur în 5.000 de exemplare. Urmează o monedă de 1.000 de lei de aur și două monede de argint de 100 și 500 de lei cu tematică 2040 de ani de stat dacic centralizat din timpul lui Ceaușescu, apărute în tiraje foarte mici și folosite ca obiect de protocol. Relatează Antena 3.ro.